Stimați prieteni, și pentru că frumoasele și vechii tradiții etnofolclorice ale sfintelor sărbători de iarnă sunt paradigme lăsate de strămoșii noștri pentru a păstra cu sfințenie ordinea în viața satului, ceata de colindători care face legătura între case, iar teatrul popular care vocalizează cuvântul, plastica, masca, remarcăm că moartea caprei ține de vechime, moartea anului vechi și învierea anului nou. Căiuții. Căiuții sunt superbe măști împodobite cu frumoase straie specifice locului, demonstrează debordanta fantezie și creativitatea poporului. Calul amintește de conexiunea celor două luni, văzută și imaginată. Semnifică tinerețe, explozie de temperament, exuberanță, vitalitate. A îmblânzi calul înseamnă capacitatea de a îmblânzi destinul. Ne demonstrează această complexitate ansamblul etnofolcloric Dorul Buciumului Pojorăin, director artistic doamna profesor Veronica Casian, conducerea muzicală domnul profesor Dumitru Lișan. Bine ați venit, vă dorim succes! Deschideți larg porțile, deschideți și ușile și primiți colinzile! Doi,
înlăturare și cuvânt neascultat. Anul nou, cu nouă lună, să ne aducă voie bune, fericire, sănătate, iar mânați voi mai departe. Hei, hei! Gospodarilor de casă, dați-vă lângă fireastră și ascultați sunarea noastră. Aprindeți lumânarea mare, să vedeți cum vin rugare, să vedeți cum urăm noi. Venim noi cu carul mare, dragi de voi, faceți roată, măi băieți și plugari! Îndemnați-vă-i! De la cer cu barba de asta, de la cer cu barba de asta, de la cer cu mama spate, de la cer cu stup de la cer. Ia sunați din surgălări, să se audă piste băi! Iar în cuchecior să stăm și mai bine să urăm, să urăm mai din trecut, când trăiau oamenii mult. Și îmbrăcau și îmbrăcau pe merge lungi. Să se audă peste voi.
Vă mulțumim frumos! Să trăiți sănătoși! Primiți colacul și pitacul! Ansamblul etnofolcloric Dorul Buciumului, Pojoreni, director artistic, doamna profesor Veronica Castian, conducerea muzicală, domnul profesor Dumitru Lișan. Și Ion Tătaru, într-adevăr, să-i dăie Dumnezeu multă sănătate!